Sper că avem legătura cu jurnalistul Alexandru Emil Marchis din Bacău. Uite, este pe Skype, eu îl văd. Emile, am o rugăminte. Aș vrea să faci un scurt rezumat, că din nefericire timpul nu mai este atât de mare. Fă un rezumat al problemei tale ca să se înțeleagă de ce am ținut neapărat să te aduc astăzi în emisiune. Aș vrea să o explici tu ca să se înțeleagă mult mai bine și să ai și timp să vorbești. Te rog. Bună seara, domnule Pășu. Bună seara. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Am fost târât într-un proces dureros ce a ținut mai bine de 4 ani și se continuă cu alte procese. Pe scurt m-am apărat cu o armă neletală deținută legal de un culturist ce a venit și m-a atacat cu un obiect metalic. Am tras în sus, deci în plan vertical am tras, fără să rănesc pe acesta, Doamne ferește, fără să trag spre vreun bun sau spre vreo persoană. S-a făcut un rechizitoriu de către domnul procuror Porof Alexandru, un rechizitoriu contradictoriu, pentru că acest agresor nu a mai recunoscut fapta după ce a dat înapoi cu acel obiect metalic, ci și și-a pus 2 martori pe care i-a învățat, i-a îndrumat ca să mintă, ceea ce au și făcut. Au cerut 10.000 de euro, mi-au cerut daune morale și am ajuns din parte vătămată, am ajuns în inculpat și el a ajuns din agresor, a ajuns în parte vătămată, dacă vă vine să credeți. Toate dovezile și tot de la locul faptei arătau că a fost autoapărare, dar procurorul de caz, Porof Alexandru, nu a vrut sub niciun caz ca să mă achite, să vadă autoapărarea și nu știu concret motivele de ce a ajuns să mă pună inculpat și să fiu condamnat pentru o faptă, pentru că eu am acționat conform ca la carte. Cum zice dreptul penal, cum zice cartea, cum mi-au zis cei de la Arme și Muniții, m-am apărat de acest agresor exact cum zice la carte. Mai mult de atât, Serviciul Arme și Muniții mi-a spus, dacă există vreodată vreun atac, să trag maxim în picior, să nu trag în el. Domnilor, eu nu am tras nici măcar spre el, eu nu am tras spre vreo persoană și nici spre un bun. Ca să înțelegem, nu e armă letală. Ca să înțelegem, nu e armă letală. Este o armă cu bile, da? Bile de cauciuc. Corect. Corect, bun. Acum, aș vrea să te întreb, tu ai fost pedepsit pentru faptul că ai fi folosit această armă în apărare. Bun, el a avut martori, adică a fost numai voi doi și atunci e cuvântul tău împotriva cuvântului lui. Că înțeleg că totuși acolo la judecată el a comis niște, s-a dat de gol. Adică... Da, s-a deconspirat. Undeva spunea că era între mașină și garaj, distanța fiind între mașină și garaj undeva la 2-3 metri, într-o filmare... 2 metri, o distanță micuță. Și în altă, și după aceea spune că de fapt a venit către dumneavoastră care erați foarte departe de el, a venit după care s-a întors și după care a venit. Adică el odată spune că l-ați tras în el când era lângă mașină, adică l-ați atacat în zona, să zicem, de confort a lui, altă dată și vine și spune după aceea, în aceeași frază, spune stați puțin că de fapt eu m-am întors. Păi de unde s-a întors? Păi s-a întors de lângă mine. Da, haideți să vă spun că asta e ceva fantastic. El a spus că eu am tras de nebun, a format o poveste ilogică. A spus că deodată, fără niciun motiv, m-am pus în fața mașinii, mă stai ca în pistol, poc. Păi nu este așa. A spus că a tras în el? Și el a confirmat că a stras în sus? Deci foc de avertisment în aer ca în armată, cum se face. Și cu somație aferentă. Ok. Deci asta a fost.
El a spus că în fața a patru domni și o doamnă judecător, a spus că nu s-a mișcat de lângă mașină. El și-a întors povestea. A făcut o contrarealității. Spunând acest lucru, eu intram obligat la uz de armă fără drept. Eu trebuia să demonstrez atacul lui. Și atunci, eu le-am spus, domnilor, am plecat de lângă el, domnule procuror, am plecat de lângă el, ăsta este primordial, trebuie să vedeți, că l-am încercat să levit. Apoi, cum să nu vină spre mine, uitați-vă puțin tocmai unde am tras eu cu pistolul. El a pus doi martori, că m-ați întrebat de martori, a pus doi martori, respectiv pe Pintilie Dragoș și Marius Constantin, două persoane ce au susținut că Cozu Ionuț a stat între mașină și garaj cu portiera deschisă, da, pregătit să urce în mașină. Același lucru le-a zis și Cozu Ionuț. Atunci, eu, neavând pe atunci, eu nu aveam niciun martor, eu m-am chinuit să demonstrez doar adevărul. Și când am văzut rechizitorul, credeți-mă că mi-a pus mâinile în cap ce au vrut să facă acești oameni. Și totul a fost de bani, a fost de 10.000 de euro, a fost vorba de bani. Spunând aceste lucruri, eu am căutat totdeauna să aduc dovezi și să spun domnului procuror, uitați domnule procuror, că Cozu Ionuț, agresorul, că așa este numele lui, a recunoscut în prima declarație dată la cald, imediat după focul de armă, a recunoscut o retragere dinspre mine. A spus, m-am retras. Deci a recunoscut în prima lui declarație, dată la cald, fără să fie învățat de cineva. După aia, domnule Mihai, după aia s-a întors, există, acestea sunt probe care le am, în rechizitoriu există o declarație în care recunoaște că își va schimba toate declarațiile. Deci atenție ce vă spun. E scris textual de Cozu Ionuț că își va schimba toate declarațiile. Și pe toate le-a schimbat. Stai mai puțin. Credeți-mă. Te rog, domnul general, până acum, ce concluzie trageți din ce vedeți, din lunga noastră experiență? În cazul de față? În cazul de față, da. Păi ce să fie? Informația primară, ca să vorbim în registrul de inteligență, ne-a povestit-o dumnealui. Da. Deci, la conflict cu acel culturist, între timp procesul s-a aranjat. Fiecare avea nevoie de probe. Acel om a găsit probe și ați văzut, și-a retras probabil prima declarație, n-a mai recunoscut, că se poate, a venit declarație cu martori, ăștia au confirmat varianta lui, ăla s-a transformat din agresor în victimă, iar dânsul din victimă în agresor. Ce rău de ținut în treaba asta? Sigur că, probabil că... E vorba de viața unui om, de destinul unui om. Câți oameni au ajuns în justiție și au ajuns și dincolo de gratii, nevinovați? Și cât trebuie să mai înghițim? Tocmai pentru că și în templul justiției se petrec ca în ce se întâmplă, sau cazuri asemănătoare. Și mi se pare normal să îmbrice viața acești oameni care s-au înțeles. Nu știu dacă sunt condiții de normalitate într-o țară europeană să se înțeleagă ca să ia niște bani despre mine, oameni cu probleme financiare. Astăzi nu mai există morală. Vorbim de morală juridică, vorbim de morală politică, vorbim de morală militară. Acest termen frumos care a rămas undeva ascuns, poate în creștinism, morala creștină, cu marele ei virtuți. Așa, iată ce se întâmplă pe culoarele justiției, dacă un procuror care este avocatul statului, iar obligația lui este de a găsi probele atât în favoare, și se le ducă pe masa unui judecător și să spună, acestea sunt documentele, și ce spuneți dumneavoastră aici, sigur că sunt probe contrafăcute, s-au concentrat asupra dumneavoastră acești doi martori, oare că în spate s-au servit bani foarte mulți. Ați ajuns în această, nu știu, sunteți în apel? A spus în ce situație e procesul? Te rog, explică. Imediat vă spun. Este finalizat. Am și câștigat apelul cu, între ghilimele, partea vătămată Cozu Ionuț, pentru că a venit cu aberații în fața judecătorilor, nu putea să câștige. Dar vreau să vă spun, domnule general și domnule Pălșu, vreau să vă spun altceva. E ceva strigător la cer, incredibil. Un martor, prin povestea care și-au contopit-o ei, prin care și-au creat-o, au pus în dificultate unul din martori, atenție ce vă spun, unul din martori, respectiv Dragoș Pintilie, l-au pus în imposibilitatea să vadă incidentul cu focul de armă. Și hai să vă spun și de ce.
E incredibil, este strigător la cer. Dragoș, martorul Dragoș Pintilie are incidența unghiului pe spatele garajelor. Focul de armă și apărarea mea s-a făcut și tot incidentul a fost în fața garajelor. Atenție! Punându-l, Hozu Ionuț a spus că nu s-a mișcat, după cum v-am povestit și la început. El, spunând că nu s-a mișcat de lângă mașină, că era pregătit să intre mașină, în acel loc, în acea poziție, dintre garaj și mașină, este imposibil să vezi fizic, decât acest martor este imposibil să vadă fizic. Doar dacă avea vreun aparat de raze X să vadă prin garaj. Stai să explic eu că dacă poate nu e clar. Deci, omul era într-un apartament la o anumită înălțime, iar de acolo el vedea spatele garajelor. Din cauza unghiului, unde era el, incidentul ar fi trebuit să se întâmple mult mai departe de garaj decât unde se afirmă că s-a întâmplat. Adică 2 metri și jumătate. Trebuia să fie mult mai departe, altfel nu avea cum să vadă. Pentru că înălțimea garajului nu îi permitea să vadă pe o distanță mai mică de, să zicem, de 4 metri. După cum am întâlnit și imagini. Corect. Aveți dreptate și ați reținut în mod corect. Okay. Deci în acel perimetru, martorul nu putea să vadă. Asta vreau să întreb. Ascultă-mă puțin. Asta vreau să te mai întreb, că ne apropiem de final, mai avem câteva minute. Procurorul a făcut cercetări la fața locului, apropo de ce a zis acel martor, sau acel martor a fost adus numai în instanță? Tu ce știi? A fost adus, deci, în rechizitoriu, la urmărirea penală, am vorbit cu domnul procuror, prin avocatul meu, i-am spus că martorul nu putea să vadă. Probabil că s-a dus, că mi-au spus că au făcut cercetări, și a spus, el a văzut strada. El a văzut strada, a zis, a, se vede. Se vede. Deci nu m-a băgat semn. Deci n-a făcut o schemă. Procurorul n-a depus o schemă. Procurorul n-a depus o schemă, că așa se face. Nu. Nu e un experiment, da? O reconstituire, ceva. Nu. Adică a fost luat în discuție doar declarația martorului, așa cum a descris-o el. Da. Păi nu e relevantă chestia asta, trebuie susținută de cercetarea în teren. Acolo să pună personajele unde sunt, unde a tras, de unde s-a văzut. Cât sunt de înalte personajele. Sunt de înalte. Doamne Ferește, atâta pot să vă relev faptul că s-au făcut măsurători imediat după focul de armă. Domnii de la arme și muniții au venit și au trasat o dungă galbenă cu negru. Dumneavoastră știți mai bine. Da? Eu încă mă adaptez cu dreptul penal. A trebuit să-l învăț de nevoie. Au făcut o reconstituire. Vă rog. Nu, te ascult. Au trasat o bandă, negru cu alb, ca să vadă distanța unde a căzut cartușul și unde s-a tras focul de armă. Și sunt 15 metri. Atenție ce vă spun acum, vă rog. Un martor a spus că am tras în fața mașinii agresorului, mă rog, părții vătămate, după cum l-au pus, că l-au pus foarte vătămată. Că am tras în fața mașinii lui Hozu Ionuț, după aia s-au schimbat, au spus că am tras la 10-15 metri. Unul a spus că am tras la capătul garajelor, altul spune că am tras la 3 metri lângă garajul acestui agresor. Deci s-au contrazis atât de mult, dacă ați ști câte contradicții au putut să fie în fața judecătorului, s-a ajuns, și vă rog să ascultați acest lucru, s-a ajuns ca Hozu Ionuț, agresorul, și cu un martor, amândoi martori, să se contrazică spunând în apel, înainte să câștigă apelul, în 22.10.2019, Hozu Ionuț a spus că noi doi, eu și el, am fost la mare distanță de ușile garajului, chiar în partea carosabilă. Și apoi a venit imediat a doua afirmație foarte importantă, v-am spus, noi eram mult depărtați de garaj. Păi cum eram, Doamne ferește, noi mulți depărtați de garaj, dacă tu ai zis 4 ani de zile că nu te-ai mișcat de lângă mașină? Da. Ca să vedeți ce poveste ilogică și cum i-au distrus viața un grup de oameni cu probleme financiare și de o altă etnie. Ok, s-a terminat emisiunea, îmi pare rău că am avut, poate o revenim cu altă ocazie să discutăm. Aș mai vrea doar să mai punctez și te rog să-mi spui dacă greșesc din ce am citit, din ce mi-ai trimis. Tu ai câștigat în civil. Ok, deci în civil ți s-a dat dreptate.
Dar în penal au zis ei, nu, băiete, ești vinovat, de fapt tu ai fost agresor și nu cel agresat. Nu s-au luat o groază de dovezi și probe în seamă. Eu am punctat acest lucru în fața domnilor judecători din apel, chiar cu desconspirarea părții vătămate. Și, nu știu, ori s-a trecut neobservată, ori nu și-au dat seama. Eu am punctat și le-am spus. Eu mai mult de atât opinez că i-am filmat și pe domeniul public. Aici e foarte important și doar atât vă mai spun. Pe domeniul public am înregistrat cu camera ascunsă, pentru că asta e una din domeniile mele de activitate, sunt și cameraman. I-am înregistrat cu camera ascunsă pe ambii marturi care mi-au confesat că l-au văzut pe Hozu Ionuț atacându-mă. Și la întrebarea mea le-am spus, domnilor, dar de ce nu spuneți, de ce nu ați spus adevărul? Unii au spus că au venit prin copilul acestuia, de exemplu Dragoș Pintile. Am avut o discuție de 12 minute pentru care am făcut 3 luni de arest la domiciliu. Am înțeles. 3 luni de arest și l-am făcut pentru această discuție cu el. Și mi-au recunoscut că l-au văzut pe Hozu Ionuț atacându-mă. Deci este strigător la cer. Acest individ și agresorul Hozu Ionuț chiar și la o altă televiziune a recunoscut fapta. Sunt toate pe internet, toate probele le-am lansat pentru că nu se mai poate. Deja, dacă îmi permiteți, poliția de la secția 2 îl protejează pe acesta și familia acestuia. Și eu sunt o mână de om, să zic, care mă lupt și cu, m-a luptat cu procuratura și cu judecătoria. Eu n-am nicio putere și am respectat toate organele de anchetă. Niciodată nu a fost vreo problemă să nu mă supun sau să vorbesc urât cu vreun domn polițist, domn procuror sau domn judecător. Și toată lumea și-a făcut treaba de la judecătoria Bacău și de la procuratură, în afară de judecătorul de caz și procurorul de fond. Atât. Ok. Ca să vedeți. Îți mulțumesc. O să revenim asupra subiectului tău după sărbători, ca să dezvoltăm, o să facem și două, trei scheme, o să venim și cu un filmuleț eventual să vedem dacă într-adevăr acel maltol din bloc putea sau nu putea să vadă. Cred că asta este cel mai clar, adică lucrul ăla trebuie să-l facă procurorul. Da. Îmi pare rău că s-a terminat emisiunea. Domnul general, aveți la dispoziție, la revedere, aveți la dispoziție un minut să trageți concluzia.